Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, să încercăm un nou joc și anume Perfect Heist 2, care este un fel de Payday the Heist, dar nu e Payday și este multiplayer, dar data asta este și în sensul că ai echipa polițiștilor, dar ai și echipa hoților. Hoții având, vă dați seama, treaba de a jefui, iar tu ca și polițist, ce mai probabil, adică noi suntem acum polițiști, trebuie să ne ocupăm de acel hoț care este pregătit să ne jefuiască, cred, adică nu știu sigur, încerc să-mi dau seama care e șpilul, nu știu exact mai nimic din el. Problema e când, se vede puțin când și jocul este și el puțin cam scaftish, dar în același timp pare destul de interesant, dău. Ok, deci ăsta suntem noi și trebuie să găsim hoțul, dău. Deci să vedem care e hoțul. Deci acolo noi trebuie să apărăm voltul. L-avem acolo pe marinel ăsta. Dar nu-l văd, Amir Tariel, lasă, zice marinel că e mai ok. Nu văd pe nimeni care să fie dubios, dău. Absolut nimeni nu se comportă sus. E ca un fel de Among Us, dar nu e Among Us, știi? Mă așteptam să fie cineva care să se comporte sus. Ok, Voltul e aici. Wait, what the fuck? Ok, stai așa un pic. Asta al nostru încă e aici. Dar noi ce suntem? Noi suntem bodyguard. Ok, asta vreau să știu. Oare poate să o ia și pe venturile astea? Ok, nu neapărat. Dar unde e prietenul nostru? Și că nimeni nu se comportă sus. Ia stai să vedem pe camere. Totul pare în regulă. Să văd pe marinelul ăsta. Poate marinelul ăsta știe ceva. Oh, marinelul e jos. What the fuck? Marinelul e vine înapoi că avem treabă. What the fuck? Stai deja cu pistolul pe afară. E nebun. Opa, a mai intrat unul, Encino. Ok, deci să găsim cine e hoțul, dău, să-l oprim. Ok, Bob, prefă-te că ești cel mai NPC dintre toate NPC-urile. Cel mai probabil hoțul e unul dintre oameni de afară. Oh my god, a mai intrat încă unul. Ghibei. Shit, trebuie să avem grijă, dău. Dude, cum ar fi să ies acum afară să... Fie la să-și testeze tastele și să începe să-mi puște pe toată mea, să mă pușcă fix pe mine, știi? Ok, nimeni nu se comportă sus. Absolut nimeni, decât marinel. Marinel ăsta meu se comportă foarte... Jesus Christi, marinel! Hai că deja a pornit situația că... Marinica meu... Făcut el schema. Marnică, vin eu acum, stai așa. Nu-i văd. Oh, shit, îi văd. Știi ăla să se ascundă așa bine? E posibil. Ok, stai că a intrat unul cu noi. Mă, dar ăștia mă știu după formă, dude. Ăla pare puțin cam sus. Ăla poartă foarte sus ăla. Ăla e sus. El e sus. Și ăsta e sus. Stai, mă. Deci aici totul e ok. A pus tureta, am câștigat. Nu a avut timp să distrugă. Ce dubios e jocul, da. Ok, ăsta sincer l-aș vedea foarte mișto cu niște cu niște prieteni, dău. Just de face echipă ca la Among Us. Da, ar fi o treabă. Ok, deci nu vreau să fiu ofițerul. Vreau să fiu un șpion.
Ok, las eu. Deci vreau să fiu un șpion. Actually, nu vreau să fiu șpion. Vreau să fiu SWAT. FBI. FBI să fie. Riot Control. Detective. Combat Medic. Sergeant. Sergeant sună bine. Avem arme și shit, sunt bine. Dude, de ce sunt așa mulți în echipa adversă? What? Bro, sunt patru în cealaltă parte. Ce înseamnă asta? Nu să avem treabă. Shit. Ok. Oh, dar noi suntem giga sus în momentul de față. Oh my god. Ia uzi. Ia uzi, frate. Mamă, hai că facem treabă dacă e. Și a aruncat grenada aia totuși. Ăla părea sus. Oh, Gib. Stai meu. Mamă, încerc să-mi dau seama care cum sunt. Oh, mai intrat unul la noi, nice. Dude, ăsta-i fix Among Us. What the fuck, n-au distrus ăsta aici. Holy sh... Dude, ăsta-i 5 acolo. E unul care sparge pe aici. Întrebarea e cine e. Ăla pare sus. Ok, e unul mort aici. Vere, nu-mi dau seama unde... Unde se ascundă ăștia. What the fuck, auzi explozii peste tot. Oh my god. Nimeni sas aici. Cineva cred că aruncă de afară cu bombe sau ceva. Deci fie ceva în voltul ăsta, nu-i. Chiar apare super sas. Nu e. Jesus, nu știu cum arată. Nu știu cum arată inamicii, știi, ca să-mi dau seama lejer ce ar trebui să caut. Nu, deci e fix ca Among Us. Am spat toate volturile, sunt nebune ăștia. Cred că sunt toți, care, sunt toți niște civili sau ceva, 100%. Ok, ce e drona aia? Drona aia noastră? O, e drona care fură! Oh, nenorocitule! Ok, deci unul cu o dronă care ciordește. Dar cine e? Mamă, mai avem foarte puțin, dău. Adică mai avem 1000 de... Pardon, 10.000 de dolari și altfel ne-am dus. Huh? Check the vaults, you fuck. Ok, sus. Sunt și în sus. Aici mai e aur, lângă mine.
l-am găsit pe unul. Jesus. Mamă, ce zigzaguri face. Nice. Huu. Mamă, ești nesimțit. Dude, actually, e fun jocul. Ok, nu știu, nu mă interesează. Tot cu poliția. Actually, aș fi vrut în partea altă. Ok, hai să nu fim ofițer. Hai să fim de data asta tot, tot bodyguard sună bine. Avem shield-uri, avem de toate. Va trebui să prindem o tură și noi la hoți, două. Ar merge. Să dăm o schemă. Deci e o treabă. Jesus, man. Ok, aici avem taser, avem rifle-ul, suntem gata să spargem. E chiar fain făcut jocul, adică fără mișto. Numai că trebuie să fii super, super atent la ceea ce faci. Adică dacă ești nebun, ai văzut cum se ducă ea repede. Mamă, dar uite ăștia cu dronele. Ah, Fira, nu voiam să fiu de ăsta. Ah, cruzav. Acum suntem și din ăsta, presupun. Mamă, și avem o carabinoasă sau ceva, ok. Ah, avem dronă, aș putea să-i spionez cu drona. Și o sacoșă de bani pe jos. Mamă, unul l-a găsit instant. Bă, dar instant l-a rupt, gen. Ok, drone time. Fac, cred că trebuie să... Așa. Opa, vine unul spre mine? O să mă și afară, știi? Poate e vreunul pe afară pe care ar trebui să-l rupem. Oh. L-a rupt. Ce faci, gelule? Ce faci, gelule? Te-am prins, te-ai dat de gol că ai vrut să rup drona, mă. Bă, ce șmecheraș mic. Bă, a fost bună ideea. Actually, smart ideea. Stai așa, hai să mai producem o dată ideea asta, că mi-a plăcut. Sincer. Oh, nice, i-a rupt. Dude, i-a rupt, dude. Nice. Ok, vă dați seama că cu un server mult mai plin ar fi fost și mai mișto? Hai să fim o dată Robert, dude. Ok, Heavy, Hitman, Joker, Vault Cracker, Fed Chairman, oh Jesus. Pickpocket, Arms Dealer, mă, niciunul n-are de-astea. Crypto? Ce faci asta, mă, crypto minează? Oh my, install crypto miner in the PC, gata frate, să fiu un crypto miner. Jesus, o să fie greu. Trebuie să vedem cum putem face cu asta, dude. Chiar o să fie greu. Deci, la intrarea principală, trebuie să ne infiltrăm și să punem crypto minere peste tot, două. Ok, suntem deghizați, suntem deloc sus, e bine. Nu cred că e vreo problemă. Deja ai văzut pe polițai, cred că... Deci nu cred că e nimic special. Uite-l, vă, pe ăla e agitat rău de tot. Aș putea să-l sparg, though. I'm dumb. Holy shit, ce prost sunt. Am crezut că e shotgun ceea ce aveam. Am uite și pe ăsta, e nebun. Nu te mai spawnezi? Wait, ca și robber, nu te spawnezi? Mamă mia. Cel mai prost jefuitor din curtea școlii. Mă jură la Ios. Să fiu eu dacă nu.
partea bună că AI-ul se mișcă așa de tembel încât n-are treabă. Oh, Jesus, am mai rămas să stai singurul. Hai, Martin, du-te. Martin, avem încredere, dude. Doar doi polițiști pot sparge, doar fură ceva și suntem ok, gen. Trage undeva, fă o gaură pe aia, zic. A prins, mă. Bă, dude, e greu. Ca și polițist, ca și robber, e relativ destul de greu, though. Pick me in random. Ok, nu, o să mă duc aici. Vreau să-i prind pe fraieri. Jesus, cât unde vă duceți, vere? Dude, e super fun jocul, nu știu ce, dar mie îmi place. Adică mi se pare foarte distractiv ca și joc and stuff. Ok, hai să vedem acum, though. Bun. N-am să fiu ofițer, n-am să fiu nici pilot. Bodyguard moment. Backup Fed Chairman. Da, mă, deci avem pistola, trebuie să fiu sigur de scheme. Vigil. Inventor. Stai, ce are? Oh, e engineer și are turete and stuff. Mă, ar merge asta. Spunem o turetă sau ceva. Mă, o să-și deja se pușcă. Deja pușcă, băieții mei. What the fuck? Au instalat hack crypto minerele. Cred că era ăsta de aici. Oh fuck. Yes, gen. Oh my god. Man. M-a rupt cu ceva pe acolo. Dar e aici, e în jurul gazului, though. Holy shit. Dude, e destul de greu. Chiar e destul de greu. Adică ăsta chiar ar fi un joc mișto de jucat cu mai mulți. Mai problema e unde găsim pe cei mai mulți. Damn, un singur polițai versus restul găștii. Yeah, good luck with that. Ok, drone sal. Săracul umblu cu arma pe afară, deci nu e o idee bună. Da, unul dintre hoții got you de ăsta așa. I-au deja spart geamuri. Uite-l. Dude, îl vezi cu ochiul liber. Nice, ok, l-a prins pe unul. Cam prostovan ăla, sincer să fiu. Cam bolovan rău tipul ăla. Ok, aici nu e niciunul. Oh, mai sunt doi, dude. Auzi drona, gen. Dar omul meu trăiește periculos cu arma aia scoasă. Tu, nu-mi dau seama unde ar trebui să fie. A, uite drona. Bro, drona, gen. Oh my god. Bro, drona. Aoleu, minează Bitcoin, băieții mei. Tu, drona aia fură tot. Doar fii atent, ia uzo. Hai, bro, mai ai doi. Am încredere, gen. Nice, ok, bun. Drona e jos. Bă, mai au un minut, băieții, deci...
Ar trebui să se grăbească, că n-au furat foarte mult. Oh, fuck! Aaa, l-a rupt, dude. Firar. Oricum. Oricum, destul de fain jocul ăsta, Perfect Heist 2. Eu sper totuși că mi s-a părut interesant jocul. Mie, sincer, chiar mi s-a părut foarte fain și în special dacă like cu cine să-l joci, mi se pare foarte mișto. Oricum, sper că v-a plăcut video-ul ăsta mai bun. Nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!